Salut, sunt domnul Cristian de la blogul Vieții și am revenit să rezolv chestii nerezolvate de aseară, mai ales că am venit și cu ochii cumva înlăcrimați, iritați, mi-am uitat ochelarii acasă astăzi și am ajuns acasă și i-am pus la ochi și acum văd lucrurile cu alți ochi. Da, să terminăm. Unde rămăsese? Că mie nu-mi place să las lucrurile neterminate. E lecție de viață. Mai ales când încep telenovele turcești, e chestiune de priorități, dar acum sunt pregătit să termin. Așa, mergeam la cursele astea ilegale. Asta e, muzica e la locul ei și să-i dăm drumul. Asta e, tate, muzica de comisarul moldovan. Hai! Nu mai știu exact drumul, dar nu-i pe aici. Exact asta am făcut și aseară. Bă, stai o leac, stai un pic, că nu e chiar așa. Noi unde suntem? Bam, bam, bam. Bă, sper să fie ok așa. Ar trebui să ajungem unde trebuie. Da, aseară l-am pierdut pe ticălosul ăla. Dar din nou, era pusă o presiune extraordinară pe mine. Și n-ai cum. Să ne grăbim. Scurez dacă poți să calci oameni. Că toți par să se ferească. Ceea ce n-ai, bine, nu mă înțelegeți greșit, dar așa, o curiozitate. Nu trebuie să respectăm regulile de circulație, că suntem în misiune acum. Bă, bă, bă! Of. Mika Häkkinen. Nehotărâți, eu măcar îs hotărât. La 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 la. Nu știu, aveam impresia că se controlează mai greluț mașina, dar pare mi se că m-am obișnuit. Trăiam cu impresia că e jocul păcătos. Na, e un joc mai vechi, 2011, dar e un joc de colecție. Să zicem că am bătrânit decent. Așa, și ajungem la curți. Aici am ajuns și aseară când l-am rătăcit pe om. Cumva înțelesesem că trebuie să merg după ceilalți, să-l las pe ăla cu mașina roșie, dar după ăla o să mergem noi. Ia uite-mă! O să facă un viraj la stânga. La un moment dat, nu acum. Bă, dar ăștia iau apărarea lui, n-am înțeles. A scos pistolul să tragă sau mi s-a părut? Mă, băieți! Opa! Niciun civil nu a fost agresat. L-am nimerit până la urmă. Îmi pare rău. Aoleu, o să-mi impacteze cariera, dar eu am mai omorât unul în prima misiune, la tutoriale. Opa! Come on.
Hai, mă! Sărăcie! Am încercat, dar e greu. Hai să zicem că am reușit. Dacă nu, l-atingeam mai devreme, scăpa. Asta e că trebuie să-l arestez. Ai, serios? Asta e focul de avertisment. Ia uite, GTA. Gata, mă, potolește-te. Tot e el dur. You got a foreign dignitary out it as a fruit and a kitty raper. A car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Asta e. Nimic menționat de cetățeanul pe care l-am luat pe capotă. Asta îmi place. Mi-am făcut treaba. Ia să vedem. Ar trebui să figureze aici. Aici mă penalizează pe mine. $1,000. Eu n-am mai fost să discut cu ăla și s-a terminat misiunea. Eu puteam să merg la secție să discut cu ăla, să-l interoghez. Ce mai contează ce motive avea? Contează că l-am prins că a făcut nasoale. Gata, e ok. Caz închis. My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before liberty. Avem încă un flashback din armată cu Cole Phelps, care are tipologia de om care mă seacă maxim. E el tot în cale afară de corect, dar e la modul ăla că e enervant. Nu mă deranjează că e corect, dar are un stil al lui, nu știu, mi-e antipatic. Da, măcar își face datoria, nu poți să fii supărat pe el. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Pierd băieții permisia? Ia să vedem. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend liberty canceled. Two-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Boom. Joco pesta. Un mariaj făcut în rai. Ia să vedem despre ce este vorba. Era o seară răcuroasă de vară. Oh. Mamă, cum l-am luat de în servă. Și fuge? I-a luat cineva plăcuțele? Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. I say we bust in there. E clar cine se duce să rezolve. Vedeta departamentului. Hai să rezolvăm, hai. Well, you don't see that every day. Cred că o să-mi schimb ținuta. Că, na, de ce nu? Gata, să fim așa mai colorați.
Exit. Ah, aici era. Ah, a pus bară. Ce e asta, domnule? Ne-au baricadat. Ah, știam că e ceșirea. Vă testam vigilența. Și mă duc chiar singur? Ah, vine și băiatul ăsta cu mine. Hai să-i dăm bice. Din nou e urgență, nu trebuie să respectăm regulile de circulație. A, ce bine că e aproape, nu trebuie să... Mai bine mergem pe jos. Mai facem mișcare. Nu. Nu e aici, a, aici facem dreapta. Ia să trecem noi. Așa, și aici pare să că am ajuns. Scena asta, nu știu, mi-aduce aminte de Chinatown. Dacă ați văzut filmul, dacă nu l-ați văzut, faceți bine și urmăriți-l. Cu Jack Nicholson. Para, 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 para. Ok, deci avem o femeie care pare să fi văzut lucrurile, un barman cu care trebuie să stăm de vorbă. Barmanii știu chestii. Lester Pattison. Ok. Deci ar fi martorul nostru. Cam singurul martor. Nu știm dacă și ocular. Shannon. Ok, hai să nu uităm să vedem cu ce avem de-a face. Bine, omul e clar că e întins pe asfalt. Ia să vedem pălărioara, dacă putem să aflăm ceva. O pălărie de om. De om. E, și aici. Da, mă uit, sigur că mă uit. Nu îmi spui tu mie ce să fac. Cine este? Ce-mi vorbește el mie? Așa, ia să vedem dacă găsim acte, dar parcă ne-a zis numele lui. Așa, Lester Pattison, corect, 182 North Hope Street. Great pleasure that you acknowledge the receipt of your application. Ok, deci avem de-a face cu asigurare de viață. Avem și un motiv, poate, cineva vrea să-l omoare ca să ia bănuții pe asigurare. E veteran, asta ce e, așa... Ia uita, 10.000 de dolari în eventualitatea în care acesta moare sau suferă de un handicap permanent. În fine, așa, stai că mai citeam o dată că sigur n-am înțeles eu ceva bine. Ok. Asta e, cineva îl voia, că nu pare că a frânat șoferul din ce am văzut. Da, e, are privirea pierdută. Ia-mă de mână, zici că dansa... Da, nu. Nu, nu. Hai să ne potolim. Nu, tot aici, deci numai. Cam asta a fost cu el, nu prea avem ce să mai... buzunărim mâna asta, poate? Nu. Vals, vals, vals. Gata, nu, gata, mă potolesc. Hai. Ok, deci... Hai să vedem. Normal, omul a ieșit de la bar. Normal că băuse alcool.
Those things are killers. Ok, văd că l-a întins un pic pe... stai un pic că l-a plimbat binișor, nu... Și sunt... A pus frână? Nu prea îmi dau seama. Bine, se văd acolo niște cauciucuri, dar... L-a plimbat binișor. Nu cred că a pus frână. Cred că a vrut să-l omoare. Da. Întâmplarea face că știm. Da, avea viteză. A, uite aici frână. Deci a frânat, dar a frânat puțin și s-a răzgândit. A zis, bă, hai, dacă tot, hai să te iau. Nu, stai că mă duce tot aici, am văzut. Ok, deci cred că trebuie să discutăm și cu femeia asta. Dar de fapt voiam să mă duc să-l întreb pe ăla, dar nu-l mai întreb că fac ce vreau eu. Hai să discutăm, păpușă. My partner, Detective Bukowski. Ce cool a făcut ăla din pălărie. Așa. Ia să vedem dacă am văzut mașina. A dark red Lincoln Continental. Bă, asta știm noi. Na, hai să mergem. Nu știu dacă era Lincoln sau nu. Mergem. Îmi pare rău că nu m-am uitat, n-am apucat să... se pare că ne-a zis adevărul. E ok. Eram curios dacă... Alea erau într-adevăr cifre, dar se pare că da. Ok, deci cineva s-a certat. O să... Sau ce opțiune asta? Nu avem de unde să știm. O să... Hai să o credem. De moment ce a văzut mașina și să stăm de vorbă și cu barmanul să vedem. Ei, am nemeritat și pe asta. Nu ne-a mințit. Ar trebui să fiu mai atent totuși la reacțiile feței, că pe asta se bazează jocul. Și hai să vedem dacă știe despre ce s-au certat. Hai că ai auzit tu ceva. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspaper. Ce mă uită o leacă? Ce spui tu de ea? Un om a murit și ea vrea să... apară la ziar. Să facă pași spre cariera de actor. Ok, hai că le-am nimerit. Bă, dar ăsta-i psihopat, Cole Phelps. Moment mai devreme țipa la ea, acum mulțumim. N-ai fost de ajutor. Ia să vedem. Asta așa-i. Dar nu-i meritul lui Phelps aici. Ok, ia să discutăm cu barmanul. How can I help, detective? Name would be a good start. Dudley Lynch, hired help. Asta îmi place care activitate, mai spală un pahar, mai Dudley Lynch, ok? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Mrs. Patterson. I'm here all day. No. One information, I'm your guy. Unde văd eu ce... voiam să văd cum o cheamă pe tipa aia de afară. Uite-l ce față are, asta aminte, sigur. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Esther and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Am nimerit-o.
Hai să vedem. Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Îmi pare că zice adevărul. Not one of your favorite customers. Lester was special, but not my kind of special. Ok, deci asta avea boală pe el cumva. Mă rog, sau îl seca. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Ok, deci femeia lui nu prea a vrut să bea, semn că știa ce o să se întâmple. Precis, cam asta o să fie cazul. Femeia vrea să pună mâna pe bănuții lui. În asigurare. Așa, și să discutăm. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Ok, deci ăștia aveau un istoric. Pare că... Na, se dau doubt, poate spune mai multe. Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo. The owner. Am nimerit-o. Și, deci... Tipa, soția decedatului, vrea să-și deschidă un bar cu patronul actualului bar? Nu știu dacă am înțeles bine. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Așa e. Minte. Uite că zâmbește, deci... Mă, ticălosule. Bartenders hear all sorts of things. Are you gonna tell me or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Ooh. Mai că devin bun. Sure, no problem. Get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Ok, și eu ce să înțeleg, deci? Ce avem aici, un ziar? Ah, ăsta e la unde văzusem noi povestea cu tipul care a făcut injecții. Sunt niște flashback-uri, dar nu știu dacă o să aibă cumva legătură într-un final. Poate ne ajută informația. Altfel, mă gândesc că e irelevantă. Și ce rost ar fi avut să o adauge aici? Cam căcănar, doctorul. Face manevre. Patient, pun intended, cred. Ok, și se pare că se termină povestea. Momentan, da, doctorul ăla e suspect. Face manevre. E al doilea ziar colectat. O să aflăm noi toată povestea. Ok, și acum ce facem? Telefonul. Cred că trebuie să sunăm să aflăm niște date. Să vedem ce facem mai departe. O adresă, o ceva. Cole Phelps, batch 1247. How can I help, detective? I need a
run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln. Da. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks, ma'am. Looks like we caught a break on this one. Ce coincidență. Și așa, știi cum ar veni? Convenabil. Că e doar un omuleț, nu pot să mă plâng. L-au luat pe ăla, nu l-au luat. Dar unde e mașina? Ah, aia e mașina care am venit. Hai mă, mai cu viață. Deci suntem la... Leo, stai un pic, unde ne-a zis Shelton e tipul care a condus mașina. Hai să mergem la... la adresa unde ar trebui să fie doamna, să discutăm puțin și cu ea. Discutăm cu ea, vedem care-i treaba și pe aia mergem. Sper eu că după aia discuția cu soția să avem o viziune mai clară despre ceea ce s-a întâmplat și să-l putem prinde pe infractor. Hei, hei, fă-mi loc că sunt în misiune. Nu acum, nu acum, că avem un caz deosebit de important de deslușit. Era o seară răcuroasă de vară. Ei, ți-ai găsit să parchezi exact acolo ca să mă superi pe mine. Așa, gata, am ajuns. Ia uite ce căsuță are. Să vedem dacă ar ajuta să dăm așa o, un tur al casei. Poate găsim chestii. Mă uit ca un nenorocit pe geam. Speriem, biata femeie. Da, e o casă normală. Să vedem noi ce se ascunde. About my husband? We're investigating the... Na, e clar că nu-l plăcea. See. Come in, won't you? Da, intrăm, nu intrăm noi? Hai să intrăm. Probabil chema des bărbați în lipsa bărbatului ei. Haita! I appreciate that, but I think I know most of them already, detective. Da, e clar că nu-l plăcea. What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here. Your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lord. Leroy Sabo. Ai, tipul. We're friends. Good friends. Cred că o să mă bat cu asta. Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Okay. Hai să vedem ce...
Deci avem mașinuța, scrisoarea, mă rog, scrisoarea în care era menționată treaba aia cu asigurarea. Faptul că ăsta era Bat. Știm că s-au certat și Leroy și Lorna sunt pe felie. Ok, hai să începem frumos. Minte, uite cum mi-a evită privirea. You expect me to believe that, Mark? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me, he was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Ok, am nimerit, e bine, e bine. Ne să ne la ce s-au certat. Da, dar despre ce? Iar mi-o colește. Fă, uite-te la mine. Asta e bine, mă, Col. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Ah, nici așa nu e ok. Bagi banii la păcănele. Ok, și să vedem ce treabă are cu Leroy. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Bă, minți. Minți, măi, ticăloasă. Te-aș prinde parcă cu minciuna. Hai să folosim intuiția aici. Întrebăm comunitatea. Și comunitatea, uite ce zice, că tipa e mincinoasă. Te-am prins! Gotcha, bitch! Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. Ooh, Leroy. And premeditation, Lorna. You're forgetting the hit and run detective. You and Mr. Sabo have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what it took. Da, nu pot să discut cu asta. Aș fi luat-o la întrebări. Are telefon? Ai telefon? Femeie? O să sun la telefon. Opa! Că se juca poker bine. Asta era... Avea probleme așa, serioase. Operator, give me R&I. Ne-a scurios dacă pot să mai aflu ceva informații. Phelps, badge 1247. How can I help, detective? Any message? Trebuie să vedem care e legătura între șofer și băieții ăștia doi care cumva au premeditat moartea soțului. Putem să mergem la morgă să vedem. Era ceva aici pe masă? Nu. Gata, cred că putem să o ștergem. Good day, ma'am. Deși e seară. Dar ai înțeles tu ideea. De aici am venit. Aici ar fi șoferul. Hai să mergem la morgă întâi să vedem dacă putem să mai aflăm ceva chestii. Era o seară răcuroasă de vară. Când am hotărât să mă îndrept spre morgă
Să văd ce mai face prietenul nostru lovit, cel cu privirea rece și pătrunzătoare. Glumesc, nu era pătrunzătoare, era pierdută. Dar ce-o fi fost în mintea lui când l-a lovit șoferul? Asta era întrebarea de pe buzele tuturor. Ups. N-am vrut. Era o seară răcuroasă de vară și eu n-aveam de gând să stau cu mâinile în sân. Voiam să aflu exact ce s-a întâmplat. Și am ajuns la morgă. Da, un loc vesel, se aude muzică așa, e... Ce? Nu știu ce cu ăla, cred că a luat o razna. Opa, e ce bine că am venit aici. M-a luat cu fiule. Deci nu era mort omulețul. Asta e mâna femeii. The trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. Na, de asta trebuie să ne întoarcem. Deci, tipa care ne-a care a fost martor ne-a zis că ăsta a intrat în... Nu era atent? Parcă ea sau barmanul. Nu, barmanul nu, cu siguranță nu. Puțin ajutor ca să știu încotro mă îndrept. Ar fi minunat. Ce e aici? Da, mă, deci aici... Race Cafe. Ah, aici trebuie să ajungem. Poți să setezi destinația? Da, perfect. Era o dimineață răcuroasă de vară. Ați sesizat cum trece timpul? Când petreci timp cu băieții la morgă? S-a făcut dimineața, dar eu nu aveam de gând să merg încă acasă. Aveam un caz pe... Era o dimineață răcuroasă de vară, iar eu nu aveam de gând să pun geană pe geană până nu rezolv cazul ăsta. Și am revenit. Gata, frână, frână, băiatul, frână. Unde ar putea fi cuțitul? Aici, pe aici l-a împins pe ăsta, dar unii sângele l-au spălat. Pe aici cred că îl lovise inițial, deci mă gândesc că... Poate găsim cuțitul pe aici. Opa, uite cuțitul. A, joacă pe asta. A luat cuțitul, nu? Nu l-a lăsat acolo. Bun. Era frumos dacă găseam chestia asta de seara atunci, dar... Na, lumea ne-a zis că a fost luat de mașină, plus filmulețul pe care l-am văzut. Ne-a păcălit. Ne-a păcălit. Ok, deci mergem să vorbim cu... Bă... Aș sta de vorbă și cu șoferul. Că mie că dacă vorbim cu ăsta, rezolvăm cazul. Și după aia să mergem aici. Vreau să discut și cu șoferul mașinii, că e până la urmă complicitate.
Și se pedepsește și aceasta. Căci eu puteam merge la somn în acea seară răcuroasă de vară, dar s-a făcut dimineața între timp pentru că eu trebuie să rezolv acest caz. Asta-i. Mika Häkkinen. Nu acum, că e foarte important. Arde. Nu aici a mai fost... N-a de ce am impresia că ne întoarcem iar la tipul ăla sau e altă casă. Nu e aceeași. Ei, n-am vrut să vin aici dacă tot am ajuns. Bă, ăștia au șters-o. Bă, să vezi că ăștia au fugit. Nu-i nimeni acasă. Mare țeapă ce mi-am luat. Nu e aici. Îngrijania mătii. Mergem aici. E bine că sunt în apropiere. Cred că au fugit deja, vor să o întindă în excursia aia. Ce căsuță. A, uite mașina. A, nu, aici stai că e locația șoferului, dacă am înțeles bine, că îmi primisem prin stație. Ceva e super dubios. De fapt, nu e dubios, cumva explicabil că... A, dar unde fugi tu, băiete? Ea, că era băiat deștept, scăpa de atunci. Fugea. Aș trebui să-l urmăresc. William Shelton? Yes. It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Hey, normal că mă gândeam că gata, nu mai trebuie să-l alerg prin oraș. Toată treaba e să-l prindem în viață, să nu-l... Eventual, fără prea multe pagube. Bă, te prind. Dai mă că încerc să nu fac. Alei. Ce greu e când trebuie să fii băiatul bun. Bă, une inconștientule. Hai mă, mai repede. Foc de avertisment. Frumos. DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor.
I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Da, dar cumva știm că ăla era deja mort, dacă stătea la locul faptei. Și până la urmă se afla că de fapt era tăiat cu cuțitul. Dar vezi dacă pleci? Ok, hai să vedem încotro acum. La morgă nu mai avem de ce să ne ducem. Să mergem iar la bar. Aici am fost și nu mai era nimeni. Hai să mergem la bar din nou să vedem, poate... Ce de vreau să-i prind pe aia doi, nu vreau să-i las să scape, că mai era și obraznic ăla. Și prins în fapt și obraznic. Aia arăt eu lui. Ei, ei, ei. Nu știu dacă i-a văzut cineva pe aici. S-au mai întors la bar. Leroy Sabo, you're under arrest for the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Oh. Go. I'll bring the car around and head him off. Cum s-a dus pe aici? Ah, e oglinda aici. What? Și ăla pe unde s-a dus? Stai că... Mama, m-a pierdut așa... Nu, cred că a urcat. Da, a scăpat. Mamă, dar ce țeapă mi-a dat. Ok, și de unde mă dă înapoi? Sper că... Așa, e bun, mă. Ah, pe aici. O să-i dau un picior, dar nu... Foc de avertisment. Wow, wow! Dar de ce n-am mers? Că voiam să-l lovesc la picior. Că nu știu care... A, eu am jucat pe tastatură și nu știu care e butonul de cover. A, oleu, mă... Stai un pic. Ok, și eu vreau să văd atât. Dar nu mă ajută deloc, eu vreau să văd cum intru în... În modul ăla de cover, că altfel mă linșează ticălosul ăsta. Da, na, că mi-a dat-o, deci asta trebuie să moară. Mi-e teamă că nu există altă soluție. Mă, ce căcănar. Ei nu, pe ăsta l-o mor, adică nici nu mai stau la discuție, îl împușc. E, a murit.
look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Have patrol pick up Mrs. Patterson. No, pățești. So, I give you a hit and run. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. Asta-i. You got some sharp elbows on the detective. I like that. Keep up the good work. Ia să vedem. Na, păcat că ăla n-avea de gând să stea de vorbă cu noi. Cred că cel mai probabil trebuia să-l prind pe ăsta pe șofer. Să merg la morgă și apoi să îi vizitez pe aia până nu plecau. N-a fost să fie, noi bai. Ne-am descurcat de-a dreptul mirific. Și cam asta. Nu, o să punem punct aici unui nou episod din LA Noir. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți să mai urmăriți, vă puteți abona. Dacă nu, nu. Na. Hai, până data viitoare nu puneți la suflet, băgați la cap. La revedere!